Hello, dragilor! Mă bucur foarte mult să ne vedem într-un nou Wellness Advent. Pentru astăzi am pregătit pentru voi o temă foarte importantă. Este vorba despre alimentația echilibrată. Am vorbit până acum despre stil de viață, am vorbit despre cum să te setezi mental și cum să gândești un plan pentru tine, dar este foarte important să înțelegem ce înseamnă o alimentație echilibrată și cum să aducem asta în viața noastră. Primul gând pe care vreau să ți-l transmit și primul mesaj foarte important pe care vreau să ți-l transmit prin această temă este: renunță odată pentru totdeauna la a te mai tortura, la a-ți mai tortura corpul cu tot felul de diete sau stiluri alimentare care lui îi creează un șoc. Vei înțelege în tema de astăzi și în următoarele filmulețe de ce spun acest lucru. Conceptul de alimentație echilibrată vine pentru a sprijini organismul nostru să funcționeze într-un mod corect, astfel încât el să se repare și să se regenereze. Vine să sprijine acel concept de nutriție celulară, pentru că noi avem practic nevoie să ne hrănim toate acele triliarde de celule din corpul nostru. Uită pentru un moment de slăbire, de creștere masă musculară, de tonifiere, de celulită, de tot ceea ce te deranjează. Scopul nu este remodelarea corporală, slăbirea, creșterea masei musculare sau tonifierea. Scopul ar trebui să fie acela de a oferi corpului nostru toți nutrienții de care el are nevoie, astfel încât aceste beneficii să vină ca o consecință a faptului că noi acum facem bine pentru corpul nostru, iar el funcționează optim și este în cea mai bună formă posibilă, cea mai bună versiune a lui, așa cum am vorbit într-un video anterior. În acest video vreau să te încurajez să renunți la cercul vicios al dezechilibrelor și să-ți găsești propriul tău echilibru. Este cel mai important. Haideți să vedem și tehnic ce se întâmplă. Alimentația echilibrată, practic, presupune ca tu să-i oferi corpului tău ceea ce el are nevoie. Din acel număr optim de kilocalorii pe care ar trebui să le mănânci zilnic, ai nevoie ca 40% dintre ele să vină din carbohidrați complexi, bogați în fibre. 30% să vină din proteine de bună calitate, iar restul de 30% să vină din grăsimi sănătoase, grăsimile acelea nesaturate, care să îți ungă practic articulațiile, să-ți hrănească creierul și să-ți dea o energie de calitate. Hidratează-te corect. Așa cum hainele le speli doar cu apă și nu pui acolo băuturi negre, nu pui acolo zahăr, nu pui acolo energizante, ci doar apă curată, așa și corpul tău. Hidratează-l cu apă și ajută-l să fie într-o formă mai bună. Respectă-ți orele de somn. Oferă acest moment de relaxare. În perioada de odihnă, corpul se repară, se regenerează. Este momentul în care, practic, el muncește foarte mult. Acolo este o fabrică întreagă, da, care pornește momentul în care tu pui capul pe pernă și te odihnești. Este foarte important să faci și mișcare, pentru că momentul în care noi ne mișcăm, practic, punem mai bine sângele în acțiune, punem sistemul limfatic la treabă și asta ne va ajuta să ne detoxifiem, ne va ajuta să ajungem cu mai mulți nutrienți la fiecare celulă din corpul nostru și ceea ce dăm prin alimentație să ajungă la destinație, practic. În final vreau să spun că lucrurile sunt foarte simple. Tot ceea ce trebuie noi să facem este să ne analizăm stilul actual de viață și de alimentație și să punem acolo echilibru. Să adoptăm noi obiceiuri și să ne construim noi plăceri prietenoase cu corpul nostru și cu silueta noastră. Îmi întăresc invitația. Renunță la a te mai tortura, fără corpului tot ce are nevoie și el te va răsplăti.